La început a existat pasiunea, apoi a apărut ideea, iar acum s-a transformat într-o afacere. Asta s-a întâmplat în cazul domnului Ionescu Iancu, care a reușit să înființeze unele dintre cele mai apreciate sere de flori din județul nostru. De la primele ore, clienții încep să apară profitând de prețurile mici și produse care îți încântă privirea, dar și de o grădină superbă, unde cafeaua și oamenii primitori de aici te fac să-ți dorești să revii fără a sta pe gânduri. Ionescu Iancu a renunțat la o afacere veche pentru a demara una nouă. Nu putem vorbi de regrete, întrucât cea nouă înflorește la propriu, chiar și în actualul context social. Născută în urmă cu 10 ani dintr-o pasiune pentru plante, Pristol Green a domnului Iancu a ajuns să fie în doar 2 ani de când a început la propriu producția una din cele mai apreciate sere cu flori din județul nostru și nu numai. Frumusețea plantelor de aici fiind apreciate de oamenii din toate zonele țării. De unde a venit ideea inițierii acestei afaceri? Ideea e mai veche, dintr-o, nu că e o pasiune a mea, dar din faptul că mi-au plăcut totdeauna plantele și florile. Și de vreo 10 ani, de fapt. Eu am avut altă afacere înainte în agricultură, chiar ferma vecină de aici, a fost a mea. Și în paralel cu această afacere, având și locația asta, am vrut să dezvolt aici, dar nu s-a putut pentru că era foarte mult de lucru dincolo. Aveam 1500 de hectare de administrație și plantație și n-am putut să demarez în paralel. Și când am văzut afacerea cu 2015, cu 6 ani, am zis că acum e momentul ca să demarăm această chestie cu florile. Vânzările sunt în creștere continuă. Nu avem încă niciun contract cu mare strategie comerciale. I-am contactat, sunt disponibil, urmează să facem niște contracte. Dar practic, de fiecare dată, la fiecare etapă de producție de flori pe sezon, cum sunt la fiecare sezon, noi practic am terminat producția înainte de începerea sezonului. Oamenii vin pur și simplu aici, în tot județul, vin aici, de pe reclama de pe Facebook și în special reclama personală din om, foarte încântat și mulțumit de calitate și preț. Ne trezim cu oamenii că vin cu mașina în curte și noi practic am adus totul de aici. Odată intrați, întâlnim oameni pasionați de plante care se ocupă cu multă grijă de fiecare floare în parte. Micile comori, așa cum le numesc cei de aici, pornesc de la prețuri foarte accesibile. De exemplu, vedetele sezonului sunt mușcatele siclam, albe, dar și cele roșii. Prețul unui astfel de ghiveci este de doar 10 lei. Plantate cu grijă și tenacitate, pentru fiecare floare, acest loc este prielnic. Aceasta este o plantă de Pelargonium zonale, de numire științifică, adică mușcata. Am plantat-o la sfârșitul lunii ianuarie și în momentul de față puteți vedea cum arată. Serele dispun de o tehnologie avansată, un sistem de irigații modern, dar și de o umbrire mecanizată. La Pristol Green este o simbioză perfectă între tradiția și pasiunea pentru flori și tehnologia modernă, iar rezultatul este unul extraordinar pentru client. Se udă masa, se inundă, se așteaptă până când planta și trage apa necesară, pe urmă se golește masa de apă și se recuperează într-un bazin care poate fi refolosit. Victor Ungureanu, inginer de profesie, specialist în horticultură, se mândrește cu faptul că a reușit să învețe tainele acestei activități frumoase pe care o împarte cu ceilalți colegi ai săi. Din suflet și pasiune, soția sa face parte din echipa Pristol Green, care ne vorbește cu mândrie despre comorile colorate de aici. La noi toate plantele sunt mari, la ghivece mari. Avem mușcatele semicurgătoare și curgătoare foarte, foarte mari, la prețul de 10 lei, asta înseamnă să fii producător. Și atunci preferă să vină clienți inclusiv de la Vâlcea, cu toate că și acolo sunt sere. Avem clienții de pe Clisură, de la Dubova, de la Orșova, care vin aici pentru că este calitate.
Doamna Simona, un exemplu de pasiune și dedicare, mai ales în perioada de activitate maximă din timpul perioadelor de vârf. Dar lucrurile acestea nu contează atâta timp cât face ceea ce îi place. Bristol Green a organizat un eveniment intitulat Ziua Porților Deschise, iar dacă nu de flori, atunci când? Evenimentul a avut ca scop o expoziție cu vânzare în aer liber a plantelor de sezon. Pentru că este o sărbătoare, este Ziua Floriilor și... Știți că în aproape orice familie există o femeie sau cineva cu nume de floare și atunci am zis să se lege un pic și expoziția de sărbătoare, să facem mai multe evenimente cum ar fi într-unul singur. Care flori au fost cele mai vândute? O, Doamne, mușcatele, bineînțeles, da. Localnicii, dar nu numai, sunt încântați de produsele pe care Bristol Green le oferă spre vânzare. Sunt cumpărători care vin de la 10 de kilometri distanță pentru a cumpăra ghivecele cu flori la prețuri foarte mici și de o frumusețe nemai întâlnită. Încântați de achizițiile direct de la producător, clienții pot chiar să-și personalizeze ghivecele în funcție de preferințe, acest lucru fiind un atu care transformă această activitate într-o afacere de succes. O, vin de ani de zile aici și îmi place ce flori au. Întotdeauna cumpăr pentru zile onomastice, pentru soție, chiar dacă nu-i ziua ei, că îi plac florile. Să înțeleg că sunteți client ideal. Da, sunt client ideal. Câteva recomandări și pentru alții cumpărători? Să vină aici la seară cu toată încrederea, găsește tot ce doresc. Suntem încântați că în comuna noastră s-a putut desfășura atâtea sere și flori și ne putem veni să ne delectăm și privirea și sufletul. Floarea este sufletul meu. Bristol Green se bucură de clienții fideli datorită pasiunii și îngrijirii cu care fiecare floare este plantată și crescută. Realizarea unei sere de flori presupune o investiție inițială, ca orice afacere, dar cererea pentru acest produs este permanentă și tot mai diversificată și ne bucură faptul că la nivelul județului nostru încep să apară din ce în ce mai multe afaceri, mai ales în mediul rural. Codruța Rogoveanu, managerul public al județului Mehedinți, sprijină producătorii locali, conștientizând cât este de important ca în județul nostru cât mai multe persoane să înființeze afaceri care să aducă plus valoare economiei din Mehedinți. Susțin producătorii locali, mulțumesc Bristol Green pentru invitație la Ziua Porților Deschise. Sunt foarte impresionată de ce am putut să văd aici. O mulțime de flori, foarte multe culori. Apreciez munca depusă pentru toate aceste flori. Invit toată lumea care are trecere prin comuna Bristol să viziteze Bristol Green. Datorită prețurilor accesibile, Bristol Green livrează oriunde în țară prin intermediul online-ului. Pe pagina de Facebook, orice întrebare vă este lămurită de către angajați, iar dacă doriți să cumpărați direct de la sursă, vizitând totodată Oaza de Liniște, unde sunt amplasate cele două sere cu flori, programul este unul stabilit, de luni până duminică, în intervalul orar 8 și 19:20.